Astăzi o să ne jucăm un nou joc care se numește Da și Nu pe animale. Și Pitsy o să ne explice exact cum se joacă. Păi uite, eu de exemplu, se poate juca în oricâți parteneri de joacă. Eu mă gândesc la un animal, iar voi o să-mi puneți întrebări, în așa fel încât să vă dați seama despre ce animal, la ce animal m-am gândit eu. Eu am voie să spun da, nu. Și atunci când mă gândesc la un animal sălbatic, ce există și un animal domestic, la fel. Okay? Adică cum ar fi capra, nu? Care e și capra de munte. Bravo, okay. Sau cocoșul, okay. Sau... Bun. Așa. Familia Căriaco, gata, m-am gândit. Ok. Hai punem întrebările pe rând. Bine, eu prima. Este un animal sălbatic? Și. Are patru picioare? Da. Are pene? Nu. Are corpul acoperit cu blană? Nu. Ok. Are solzi? Nu. Patru picioare. Păi putea fi așa pârlă. Bravo. Așa. Are... E de talie mare? Nope. Este gri? Da. Tot timpul? Adică poate să fie și altă culoare. Știu! Ia! Zic? Păi cred. Că e un cameleon? Nu! Ai zis? Păi da, și câinii pot să fie și negri și gri și... Wow. Hai, puneți întrebări! E... Deci, are patru picioare, e de talie mică? Da. Talie mică. Ziceai că e domestic, nu? E și. Ei, ce băi, nu ești atentă, deci, ține minte! Patru picioare, talie mică... are părul, are corpul acoperit cu blană. Nu, e adevărat, nu știu, am spus asta. Știu, păr, este un porc mistreț. Nu. Mai bine mai pui niște întrebări. Are dinți mari? Da. Are copite? Nu. Are ochi frumoși? Nu cred că ai pus întrebarea asta. Okay. Adică mari? Da. Știu. Yeah. E câinele. Nu. E pisica? E oaia. Nu. Dă lapte? Nu. Ouă? Nu. Dar nu sunt corecte întrebările. Nu sunt. E de mâncat? Nu. Chiar nu știu ce ar putea. Putem să ne jucăm cu el? Da. E blând, adică. Da. E iepurele? Da! Hai, de ce n-am întrebat că are urechile lui? Păi vezi! Și apoi, iepurica are păr. Nu are blândă. E părul mare. Okay. Cine urmează? Hai că te ghicesc din prima. Gata. E animal sălbatic? Da. E de talie medie? Nu. E carnivor? Nu. E de talie... E de talie mică? Da. Ok. Acum pot are copite? Nu. A zis că e carnivor? Mai știu. Nu. N-are copite? Nu. Are patru picioare? Nu. Are două picioare? Nu. Ia! Zici. Are 8 picioare? Nu. E animal marin? Nu. N-are niciun picior? Nu. Nu? Nu. N-are picioare. Corpul lui e acoperit cu piele? Nu. Cum merge dacă n-are picioare? Hai că aflăm. E... Gândește-te. E o insectă? Da. E o râmă? Nu. Ia. Ce
ce insect să n-are picioare? Păi nu știu, că acum mă gândesc. Oh, e o omidă! Da! Oh, ești, ești minunată! Bravo, mie! Acum tu. Acum eu. Dar întâi, stai că mi-am adus aminte de gluma aia cu Miria Pozi. Un Miria Pozi și o Miria Poziță. Ca prin vorba de picioare. Erau îndrăgostiți. Și așa că s-au întâlnit și ei și s-au luat de mână. Și s-au luat de mână. Și s-au luat de mână. S-au tot luat de mână vreo 10 minute. Da. Și eu mă gândesc la un animal acum și este... Ok. Hai, că sunt un gentleman, ești fetiță, tu ai întâietate. Este un animal sălbatic? Greu de spus. Să zicem și... Are patru picioare? Nu. Poate fi îmblăzit? Nu chiar, adică... Este animal marin? Da. Ai zis că are patru picioare? Nu. Are o picioare? Nu. Este un pește? Da. Ce pește? Tu poți să pui întrebarea asta aici. Păi da, sunt curioasă că am ghicit. Păi nu, că nu ai ghicit. A ghicit că e un pește. Păi da, tu da, un pește. Păi la ce pește te-ai gândit? Nu-i spune, stai să ghicim. Păi acum trebuie să mă gândesc din nou. Cum adică? Nu mă gândeam niciun pește, am dat un pește. Nu cred! Am zis, băi, dar nu așa e joc. Trebuie să te gândești la o balenă, la un rechin, la un rac, la un căluț de mare, la o pisică de mare. Mai gândește-te! O cea de mare. Bine. Mai gândește-te. Și în momentul în care te gândești la un animal, pasăre, mă rog, așa, trebuie să știi foarte bine despre el, să-l cunoști, că altfel mă derutești. Scuză-mă. Bine. Ha, acum te învăț. Bine, gata. Hai, Ici. Este un animal terestru? Da. Are patru picioare? Nu. Are două picioare? Da. E animal domestic? Nu. Are pene? Nu. Este animal sălbatic? Da. Sigur nu are patru picioare și primele două nu le folosește? Eici, dar cum să pui întrebarea așa? N-are, păi m-am gândit picioare. Că poate e un cangur. Nu. Trăiește în pădure? Nu. Trăiește în... În de fapt, mai calde. Pădure, nu e chiar pădure. În zone mai calde? Da, da. Trăiește în junglă? Da. E un mamifer? Da. E maimuță? Mhm. Are patru, are șase. Mă zice mâini. Ok. Uite așa, prieten, pământeam, poți să înveți multe lucruri despre animalele pe care nu le cunoști atât de bine. Pe care nu le stăpânești. Și să te întrebi, să cauți. După ce ai văzut că nu știi exact, mai cauți, te mai uiți. Foarte tare. Ce mai? Spor la joacă. Fii și tu super erou jocurilor de acasă. Mai facem o tură. Da. Hai. Acum eu mă gândesc. Okay. Și întrebările nu uitați. Așa sunt. Este animal sălbatic? Nu. Este animal domestic? Da. Are patru picioare? E de talie mare? E carnivor? Da, puțin. Corpul lui e acoperit cu blană, cu păr și așa mai departe. Și nu două întrebări deodată. Bine. Bun.